Într-o asemenea zi, se cade să ne întrebăm ce este cincizecimea. Iată câteva răspunsuri. Cincizecimea, iubiți frați și surori, este o spiritualizare a recoltei. Da, a recoltei. La origine, cum citim în Exodul și în Leviticul, sărbătoarea cincizecimii era sărbătoarea primelor roade ale secerișului orzului cu precădere, în care evreii erau educați de Dumnezeu să-și aducă aceste roade ca o pârgă, ca un semn de mulțumire, de recunoștință înaintea celor care le-a dat, celui care le-a dat ploi la vreme, i-a ocrotit, i-a protejat și nu era altul decât Iahve, Dumnezeul lui Israel. Cincizecimea din Fapte 2 este o spiritualizare a acelei recolte. Acum nu de pe pământ, nu de pe câmpuri, nu din ogradă, nu din livadă, acum sunt roade spirituale, roade ale Duhului, oameni care se întorc la Dumnezeu, mișcați de Duhul lui Dumnezeu. Cincizecimea este o spiritualizare a recoltei din vechime. Apoi cincizecimea este o antiteză a Babelului, o antiteză a Babelului. Geneza 11. Au făcut un turn și doreau să ajungă cu el până la Dumnezeu. Dumnezeu la plural. S-a vorbit cu Dumnezeu. Și au zis, hai să ne coborâm la ei și să le furăm uneltele. Să le luăm resursele. Hai să ne coborâm la ei și să le încurcăm limbile. Să le luăm ce are omul mai drag, limbajul. Să-i facem să nu se mai poată înțelege unii cu alții. Cincizecimea este o recuperare a limbajului. Toți cei din Ierusalim, cum vom citi și cum deja știm, îi auzeau pe acești galileieni vorbind în limbile lor. Cincizecimea este de asemenea o împlinire a Sinaiului. Cel târziu, începând cu perioada romană, adică după anul 63 înainte de Hristos, evreii au adăugat o altă semnificație, mai înaltă, dacă vreți, cincizecimii, și au văzut-o ca o celebrare a dăruirii legii pe muntele Sinai, iar elemente din textul pe care imediat îl voi citi, n-am uitat că vă țin în picioare. N-am uitat încă. Cum vom vedea în text, sunt elemente luate de pe Sinai. Vom vedea sunet, vânt, foc, cutremur. Elemente luate de pe Sinai. Așadar, ei vedeau în sărbătoarea cincizecimii, mai ales în timpul Domnului Iisus Hristos și a apostolilor, o reiterare a Sinaiului, cu diferența că atunci pe Sinai Dumnezeu dădea legea. Și acum, la cincizecime, în casă, într-o casă, înghesuită, cu 120 aproximativ de ucenici, de creștini, prima biserică, acum Domnul nu mai dă legea, deja o dăduse, acum dă Duhul. Legea vine de la Dumnezeu și descrie caracterul impecabil al lui Dumnezeu, iar Duhul vine tot de la Dumnezeu, Duhul este Dumnezeu. Nu vom putea ține poruncile, dacă ar fi numai Sinaiul, care ne-ar condamna mereu, dar vine Duhul, puterea de sus, care ne ajută să ținem poruncile și să ne mântuim sufletele. Slăvit fie Duhul! Și în fine, cincizecimea este o anticipare a eschatonului, a vremurilor de pe urmă, a acelor vremuri care își vor găsi împlinirea într-un cer nou și un pământ nou, lucrate toate de puterea Duhului Sfânt. Și acum ne apropiem de textul din Fapte, capitolul 2, pe care nu-l citim în întregime, ci doar primele 12 versete. Fapte, capitolul 2, primele 12 versete. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei.
Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți. Nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Amin. Să ne așezăm. Două componente ale evenimentului cincizecimii aș dori să evidențiez înaintea dumneavoastră la ceas de sărbătoare, cu precizarea că vom predica doar despre al doilea și veți înțelege de ce. Primul element este să-l numim cel domestic, cel care ține de casă. La o întrebare aparent simplă, unde a început creștinismul din punct de vedere toponimic, unde, pe un stadion, într-un parc, într-o clădire impozantă, în ce spațiu, spațiu fizic, pământesc, nu? În ce spațiu alege Dumnezeu în providența Lui să înceapă mișcarea creștină, să ia ființă prima biserică, pentru că nu-i așa, noi credem că Fapte 2 este și certificatul de naștere al bisericii. În providența Lui, unde alege Dumnezeu să trimită Duhul? Mă refer unde ca locație. Suntem surprinși din nou de Dumnezeu, care de obicei alege lucrurile mici să le facă de rușine pe cele mari. Îi alege pe cei mărunți să-i facă de rușine pe cei impozanți. Este tipic pentru Dumnezeu să lucreze într-un mod neașteptat, într-un mod ilogic, greu de înțeles, de perceput, greu de receptat, greu de așezat în canoane, în scheme, în cărți. Și noi putem să ne surprindem unii pe alții și uneori chiar plăcut, dar Dumnezeu. Ei bine, este surprinzător când citești evenimentul din Fapte 2 să observi că Duhul lui Dumnezeu vine, își face simțită prezența prin sunetul acela, prin vântul acela, prin acele limbi care erau așezate pe fiecare din ei, niște limbi ca de foc. Prin acea vorbire în alte limbi, în condițiile în care ei nu știau, galileienii chiar nu știau acele limbi, nu le știau. Și toate acestea se întâmplă într-o casă. Într-o odaie de sus, după unii este aceeași cu cea în care s-au adunat după înălțare, ba chiar se pare că este aceeași sau poate fi, odaia aceea de sus unde a avut loc în Joia Mare instituirea cinei. Dacă lucrurile stau așa și dacă această supoziție este adevărată, ea pare logică, atunci casa aceea, dragii mei, nu era orice casă, ci era o casă care deja a fost pusă deoparte pentru rugăciune, pentru predicare, pentru cântare. Era o casă biserică încă înainte să se fondeze o biserică. Se potrivește cu istoria penticostalismului românesc, care în bună măsură a început la țară și a început ca și locație într-o casă. Cineva ne-a primit la el acasă.
Ne-a oferit o cameră care nu mai era îndeajuns și atunci a acceptat să-i spargem, nu spuneți casa, vă rog, să-i spargem zidul de la mijloc. Și ne-a dat după aceea câte camere? 2 camere. Și la urmă ne-a dat o parte din grădină în numele Domnului. Și a zis, faceți aici o biserică mare. Vă dau terenul acesta. Ce vă spun nu e pură imaginație, nu-i așa? Cazuri, mai mult sau mai puțin asemănătoare, s-au întâmplat cu zecile, poate cu sutele. Și pe acești primitori și dătători voioși să-i răsplătească Dumnezeu. Și dacă ei nu mai trăiesc, cum e probabil că nu mai trăiesc, urmașilor să fie atinși de binecuvântarea lui Dumnezeu. Biserica a început într-o casă. Ea n-a rămas în casă, sigur. Ea nu e sortită să rămână într-o casă. Vă rog, nu înțelegeți greșit, nu înțelegeți ce nu vreau să spun, nu agrez, nu susțin, ba dimpotrivă, mă arat în total dezacord cu acest curent că trebuie să ne mutăm înapoi în casă, adică să închidem biserica, știți ce zic, clădirea, că aici nu simțim har, că aici nu putem să ne rugăm. Sunt împotriva acestui curent care nu vine din Duhul, nu vine de la Dumnezeu pentru că ne împrăștie, abia ne adunăm. Să ne împrăștiem din nou prin case. Să știți că biserica a început în case, dar a plecat pe un drum cu sens unic și din casă, încă din ziua cincizecimii, și iată al doilea element la care vreau să ne uităm mai în detaliu, din casă, chiar în ziua aceea, prin fenomenul pogorârii Duhului Sfânt, biserica iese în afara zidurilor, în afara casei, pentru că un asemenea fenomen s-a produs înăuntru, care era prea mare, era prea zgomotos, era prea important ca să nu se audă unde? Afară. Și spune că mulțimile s-au adunat, cum citeam în textul biblic, oameni mulți care erau pe străzi, care erau în spațiul public de data aceasta, nu privat al unei case, s-au adunat ca să asculte ce vorbesc aceștia și erau tot mai curioși, tot mai interesați. Și dacă vreți, tot capitolul 2 continuă nu despre atmosfera din casă, ci despre atmosfera din oraș, din Ierusalim, pentru că biserica s-a născut într-o casă, dar a atins încă din prima ei zi tot Ierusalimul, ba chiar toată lumea prin reprezentanții prezenți acolo, pentru că la predica pe care Petru o va ține, 3.000 se vor întoarce la Domnul, vor fi botezați. Și iată, iată componența, iată atmosfera din prima biserică, care începe într-o casă și se extinde prin impactul ei în afară, în mulțime. De aceea îmi propun în această seară, dragii mei, să răspundem la întrebarea deja anunțată, ce s-a auzit la cincizecime? Ce au auzit oamenii, mulțimile, potrivit Fapte, capitolul 2, în ziua cincizecimii? Pentru că accentul nu cade atât de mult pe vedere, cât cade pe auzire, pentru că nu e așa că și mântuirea vine prin auzire, prin proclamare și prin receptarea acestei proclamări. Putem să vedem așadar evenimentul cincizecimii prin lentila celor care au participat din mulțime la acest eveniment. 4 lucruri s-au auzit la cincizecime. În primul rând, s-a auzit o furtună. S-a auzit o furtună. Acum știu că faceți legătura cu ce s-a auzit în Oradea aseară, unde s-a auzit o furtună. Era cincizecimic. S-a auzit o furtună, în termenii biblici, un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic. Iar vânt este pneumă, de unde avem și cuvântul duh, care este în grecește tot așa, pneumă. Și atunci vânt și duh e același cuvânt. Nu întâmplător, Domnul, când vorbea cu Nicodim, i-a zis, vântul suflă? Încotro vrea. Și acolo este un joc retoric magnific, magic, special, între duh, vânt și vânt. Și precum vântul, așa și duhul. Suflă? Încotro vrea.
S-a auzit o furtună, în sensul un sunet ca vâjâit unui vânt puternic, iar prima mișcare pe care o face Domnul în ziua cincizecimii nu este vorbirea în alte limbi, ci este sunetul acesta care trebuia să miște nu casa. Nu era nevoie în casă de un asemenea sunet, era asurzitor în casă. Nu pentru casă era sunetul, ci pentru cine? Pentru mulțimi, pentru oraș, în cazul acesta pentru Ierusalim. Avem așadar o manifestare teofanică a lui Dumnezeu, o manifestare spontană și plină de forță, o manifestare pe care nu putem compara aproape cu nimic, pentru că omul nu poate genera un asemenea sunet, omul nu poate genera așa ceva care să atragă atenția într-o asemenea măsură ca tot orașul să se întoarcă, ca toți oamenii să se întoarcă instantaneu, involuntar, spre locul acela de unde izvorăște sunetul ca vâjâit unui vânt. Totuși nu e vânt, e doar ca vâjâit unui vânt, e un sunet puternic. Așa a început totul. Ce-au auzit ei? Au auzit o furtună și noi înțelegem prin această furtună un semn al prezenței lui Dumnezeu. În Evanghelia după Luca și în Fapte, de asemenea, vântul simbolizează pe Duhul Sfânt și are legătură, cum vă spuneam, și la nivelul acela al cuvintelor, al etimologiei, vântul și Duhul. Iar această furtună, acest sunet, este primul semn al prezenței lui Dumnezeu. Asta aud oamenii în ziua cincizecimii. Aș vrea să facem de fiecare dată, la fiecare moment sau argument, câte o aplicație cu vremurile noastre. Ceea ce aud oamenii astăzi care se întorc progresiv cu fața spre Dumnezeu, este întâi de toate un sunet nedeslușit. Pentru că un sunet nu e o vorbire inteligibilă, ci un sunet e doar un sunet, ceva care îi mișcă. Ceva care produce prima mișcare a inimii. Vorbiți, vă rog, cu oricare din biserică, de aici sau din alte biserici. Și întrebați-i cum a început totul când s-au întors la Dumnezeu și o să vedeți că începuturile au fost slabe, foarte private, foarte discrete, suave. Și că a fost o mișcare pe care Duhul a lucrat-o în inima cuiva, în inima celui cu care vorbiți, dar o mișcare care nu i-ai fi dat mari șanse că se poate ajunge prea departe. Totuși a fost doar un sunet nedeslușit, încă nu înțelegeam, spun ei, încă nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Eu veneam din afară, eu veneam dintr-o lume fără Dumnezeu, eu eram rece, străin, împotrivitor, eu eram așa și așa, cuprins de patim, de adicții. Dar ceva m-a mișcat. Ce s-a întâmplat în ziua cincizecimii se întâmplă în mod recurent, chiar dacă particular și uneori foarte discret, cu fiecare dintre noi care suntem atinși de Duhul lui Dumnezeu și călăuziți apoi de Duhul lui Dumnezeu. Ei au auzit o furtună, un sunet, dar un sunet nu e de ajuns. Nu e de ajuns ca să te dumirești, nu e de ajuns ca să înțelegi, e mult prea puțin, e doar începutul, e doar primul pas. În al doilea rând, ei au auzit o mărturisire. O mărturisire. Spune că aceștia care erau înăuntru, apostolii, umplându-se de Duhul, au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea cine? Duhul să vorbească. Iar ei, cei adunați acolo, care veniseră din toate neamurile de sub cer, se întreabă spunând: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Și acum versetul 8, cum dar îi auzim vorbind în limbile noastre? Și apoi se enumeră, da, toate neamurile prezente. Și uitați-vă în partea finală a versetului 11, unde citim: îi auzim vorbind în limbile noastre. Și aici să fim atenți. Lucrurile care? Minunate. Ale cui? Ale lui Dumnezeu. Știau apostolii când vorbeau în limbi în ziua cincizecimii ce vorbesc? Știau? Nu știau. Da, nu era glosolalie, cum ar zice specialiștii. Glosolalia este în 1 Corinteni 14, adică cel care vorbește în altă limbă, cu gura lui spune taine, se zidește pe sine. Aici este un pic altceva, tot o vorbire în limbi, dar în limbi de care? Înțelese. Știați că asta se întâmplă de atunci până azi, frecvent, în fiecare generație.
Dacă n-am auzit noi, direct, nu înseamnă că nu se întâmplă. Dar sunt momente, mai ales misionare, în care Dumnezeu capacitează, Duhul capacitează pe cineva să vorbească într-o limbă pe care n-a învățat-o. Nici nu vrea să o învețe. După aceea nici nu mai vrea. Că zice, poate iară vine Duhul și vorbesc. Cel mai simplu să vorbești într-o limbă străină, când îți dă cine? Duhul. Dar de obicei am auzit că cine vorbește odată, a doua oară nu mai vorbește. A doua oară să facă bine, să învețe limbă. Respectiv. Dar un altul vorbește. Pentru că Duhul nu încurajează lenea. Nimănui. Dar poate să te folosească într-un moment de felul acesta. Ei, așa de frumos, într-o singură expresie, spune că vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și acolo e un cuvânt în original care se referă la faptele mărețe, splendide, faptele magnifice ale lui Dumnezeu. Nu știm ce fapte erau enunțate acolo, nu știm dacă aveau legătură cu Vechiul Testament, nu știm dacă se aduceau în discuție, în vorbirile acelea, într-o altă limbă, nu? Dar limbi totuși înțelese. Evenimente din Vechiul Testament, nu știm la ce fapte anume mărețe, nu știm dacă are legătură cu creația, dacă are legătură cu poporul evreu, nu știm. Știm doar că toți au înțeles că e vorba nu despre cei care vorbesc, nu despre oameni, nu despre ce face omul, ci e vorba despre ceea ce face cine? Dumnezeu. Și noi putem să facem lucruri minunate, dar cele mai minunate și mai mărețe și suverane le face Dumnezeu. Duhul ne-a fost dat ca să vorbim corespunzător despre Dumnezeu, ca să enunțăm așa cum se cuvine adevărurile și faptele mărețe ale lui Dumnezeu. Credincioșii așadar, plini de Duhul lui Dumnezeu, proclamă minuni pe care Dumnezeu le-a făcut. Și găseam la un comentator, poate e bine să vă spun ideea aceasta, mie mi-a plăcut, spunea un comentator, probabil că declarau minunile în legătură cu învierea și înălțarea Domnului și poate că în vorbirea aceea, în alte limbi, aduceau înaintea oamenilor cum s-a arătat Domnul, nu neapărat înainte de înviere, ci mai ales după înviere. Și cum ce se întâmplă acum a fost o promisiune care iată că s-a împlinit, că aici avem adevărata mărturisire a bisericii. Ei nu aud doar un sunet, ci aud o mărturisire, adică se trece de la un semnal neinteligibil la ceva inteligibil, la ceva ce poate fi receptat cognitiv, rațional, un limbaj care poate fi înțeles. Putem spune chiar în chip metaforic că s-a vorbit tuturor din Ierusalim, fiecăruia pe limba lui și noi, iarăși în chip simbolic, când Domnul a venit la noi și când Domnul a depus mărturisire și când noi am început să înțelegem, mai ales la începuturi, Domnul ne-a vorbit pe limba noastră. Vreau să dau un exemplu aproape banal. Cei care se întorc la Dumnezeu, la un serviciu divin, cum ar fi acesta, adică public, cu predicare, cu... Deci cei care se întorc și mulți se întorc sau iau decizia într-un asemenea cadru. Nu țin minte toată predica, nu toată predica i-a atins, ci la un moment dat predicatorul uneori în chip profetic, sub directa călăuzirea Duhului, a rostit un cuvânt sau mai degrabă o frază și fraza aceea a mers drept la țintă. Predicatorul n-a știut. El nici nu trebuie să știe. El a fost o unealtă cu care s-a ajuns exact unde trebuie. Dar în lucrare, lucrătorul, mâna nevăzută a fost mâna lui Dumnezeu. A fost Duhul lui Dumnezeu. Citeam asta într-o mărturie. Ar fi interesant să vă povestesc despre omul acesta, dar nu avem timp. El spunea la un moment dat, a avut parte de o convertire, sigur, într-un context foarte interesant, la o predică foarte interesantă și spune, nu țin minte nimic din predica aceea, știu că îmi plăcea. Dar fraza aceea, și el spune care frază pe care a rostit-o predicatorul, mi-a atins inima într-un mod ireversibil, total, de plin. Și apoi completează, pentru că fiecare mai devreme sau mai târziu trebuie să întâlnească fraza lui.
să-și întâlnească, ați auzit, fraza lui, enunțul care îl atinge, care îl sensibilizează. Nu tot ce face Dumnezeu poate fi receptat de noi în egală măsură. Nu toate lucrurile minunate ale lui Dumnezeu ne pot atinge în egală măsură, pentru că sunt prea mari, prea multe, prea tainice. Ele vin peste noi mult prea mult decât le putem noi înțelege, le putem noi recepta. Nu, noi suntem prea mici, vasul inimii noastre rămâne un vas cu o dimensiune oarecare, iar Dumnezeu rămâne infinit, slăvit să fie El. Dar ceva e pe măsura noastră. Nu putem purta toate hainele care se produc. De aceea când ne ducem să ne cumpărăm, ne cumpărăm o haină pe măsura noastră. Mereu va fi o haină pe măsura noastră. Mereu va fi o mărturisire, va fi o faptă a lui Dumnezeu. Mereu vei înțelege ceva, dragul meu. Ceva, ceva din întreg, ceva din mult, puțin, din mult, de acord. Nu vom înțelege tot, niciodată, dar ceva care să te ajute să mergi mai departe. Iar dacă ai fost atins de mărturisire, să știi că în spatele acelor mărturisiri, acelor lucruri, nu sunt uneltele, nu despre oamenii aceia e vorba pe care i-a folosit Dumnezeu, ci e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În al treilea rând, s-a auzit o explicație. Da, o explicație. Ceea ce urmează de la versetul 14, după ce apare și acuza aceea că sunt plini de must, cei care vorbeau în alte limbi, de la versetul 14 și dacă vă uitați până undeva la versetul 36, avem predica lui Petru din ziua Rusaliilor, din ziua Cincizecimii. Predica aceasta este primul dintre discursurile misionare din Faptele Apostolilor. Predica aceasta reprezintă, dragii mei, și aceste discursuri, aceste predici reprezentau ceea ce am putea să numim un pic mai pretențios cherigma bisericii primare, cherigma, conținutul mesajului creștin, a mesajului, a esenței creștine. Vedeți, la început n-au fost cărțile, n-au fost evangheliile, n-au fost faptele apostolilor. La început, până la urmă, putem zice, la început n-au fost nici epistolele, chiar dacă ele s-au scris primele. La început au fost... Ce fac eu aici de câteva minute? Predicile. Transmiterea orală a adevărului, a cherigmei apostolice. A fost vremuri chiar la început în care predica era singura cale de a transmite adevărul creștin. De aceea când Domnul a zis, mergeți până la marginile pământului, se referă mergeți cu predica, nu neapărat cu cărțile, pentru că un text... E mult mai greu accesibil decât o vorbire. O predică, un discurs, este mult mai aproape de inima omului, pentru că are în față, este adus de un om viu, de un om care are carisma lui, care folosește cuvinte alese, care ține cont de niște reguli, de niște norme, de... Nu? Și vine cumva cu un cuvânt viu. Cuvântul rostit e un cuvânt viu. Anticii spuneau că doar cuvântul rostit e cuvânt viu, iar cuvântul scris e cuvânt de care, dacă stai viu. E cuvânt mort. Că slova ce face? Omoară. Dacă vă întrebați vreodată, dacă vă veți întreba vreodată, de ce Socrate nu a scris? Nici Iisus nu a scris. Dar înainte de el, Socrate nu a scris. Se pare că el a explicat asta și Platon ne-a povestit despre argument. A zis, cum să scriu? Cuvântul nu se transmite prin scris, ci se transmite prin viu grai de la maestru la ucenic. Și așa mai departe, generație după generație. Dacă am ceva de spus și dacă ce spun eu, zicea Socrate, este peren, e făcut să dureze, va fi purtat din gură în gură. Iar dacă la un moment dat se va întrerupe acest lanț, înseamnă că ce am avut eu de spus s-a încheiat. Într-adevăr, scrisul este problematic, pentru că un text nu vorbește singur, trebuie cineva să-i dea glas. Vedeți, adică presupune că cineva să cunoască limba aceea, să cunoască acele cuvinte. Pe când rostirea
Este mult mai aproape, este mult mai expresivă, mult mai elocventă. Predica lui Petru, așadar, este un argument pentru cinzecime. El își construiește întreaga predică potrivit acestei sinteze din trei texte din Vechiul Testament, Ioel, capitolul 2, versetul 28 la 32, Psalmul 16, de la versetul 6, de la versetul 8 la 11 și Psalmul 110 cu versetul 1. Iată trei locuri din Scriptură din care citează Petru și își construiește predica. Ce face el? Argumentează în această predică că ceea ce se întâmplă acolo, vorbirea aceea în limbi, nu este rezultatul unei beții, a unei scăpări, a unei stări extatice, dubioase, ezoterice. Ceea ce se întâmplă acolo este împlinirea unei profeții pe care a făcut-o Domnul cu mult timp înainte. Și cumva explicația aceasta o aud oamenii și au nevoie de această explicație pe lângă ce s-a vorbit înainte în limbi, în limbile acelea străine, într-un mod miraculos. Acum aș vrea să vă întreb, dar nu aștept neapărat un răspuns. Poate că ar dura prea mult și nu am mult timp să vă dau. Între mărturisirea dinainte, care s-a făcut prin vorbirea în limbi, și explicația de după, care s-a făcut prin predică, printr-o vorbire normală. Care vi se pare mai spectaculoasă? Cum ați vrea să auziți vorbindu-se? Cum ați vrea? N-ar fi mai interesant ca să vină un american, zic de americani că noi tot îi așteptăm și iubim și ne învățăm limba și ne dăm bine pe lângă ei. Ar fi mai interesant să vină un american și american-american, care nu știe limba română. Doar asta e o limbă care nici nu se poate învăța. Sunt români care nu știu limba română. Ce să așteptăm de la un american? Să se ridice la amvon, cu translatorul lui cu tot, lângă el, și surpriză, să înceapă să ne predice în limba română, dar el nu știe limba română. Fac această comparație între american și mine, ca să nu pun într-o situație delicată pe niciun coleg de-a meu. Deci cu mine, vă rog să-l comparați. Și acum imaginați-vă că eu vă predic în limba care? Limba română. Între noi doi, pe care îl veți asculta mai cu atenție, mai... Știți cum zic mai cu atenție? Evident că și pe mine m-a ascultat și pe colegii mei, dar dacă s-ar întâmpla asta, cum ar fi ochii noștri, nu? Cum ar fi mintea noastră? Noi, dacă s-ar întâmpla așa, am zice, tot ce spune omul ăsta, pentru că el nu înțelege ce spune, este profeție pură și chiar poate fi. Și dacă s-ar întâmpla, eu cred că este. Profeție pură, 100% profetic. Ce vreau să subliniez este că niciunul dintre noi, nici americanul și nici eu, nu trebuie să ne anulăm unul pe celălalt, ci amândoi suntem în cinzecime. Amândoi suntem în fenomenul creștin. De amândoi, înțelegeți, nu ca persoană, de prestația amândorura este mare, ce? Nevoie. Și Duhul, într-adevăr, vorbește uneori într-un mod de tipul acesta cu totul miraculos, extatic, extraordinar, de neînțeles pentru mintea umană, mintea rămâne fără rod, cum zice apostolul, dar, vă rog, e nevoie imediat după aceea de explicație care să facă referire la texte, care să fie un pic mai obositoare, care să țină de un pic de dogmatică, care să țină de înțelegere, de partea aceasta un pic mai rațională a credinței. Să nu alergăm numai după partea aceea dinainte, care e de la Domnul, ci să rămânem liniștiți și pentru partea aceasta a explicației. Explicație care se dă prin predică. În fine, în al patrulea și în ultimul rând, oamenii din Ierusalim au auzit o chemare. Au auzit o chemare. După ce își încheie predica în versetul 36, zice că oamenii, versetul 37, au rămas străpunși în... inimă. Sigur că se ridică o întrebare rapidă și un răspuns rapid. Au rămas răpunși în inimă în ce sens? Atâtea generalități am auzit despre asta, nu știu de ce nu se spune adevărul, nu știu. Nu știu. Dar când zice au rămas răpunși în inimă, adică au avut remușcări pentru că Petru în predică, cum puteți citi acasă, le-a zis, voi l-ați omorât pe cine? Pe Iisus. Dar Dumnezeu l-a înviat. Omul l-a omorât, Dumnezeu înviază. Voi l-ați omorât pe acest Iisus.
Și ei și-au simțit pentru prima dată ce? Vinovăția. Acel voi se referă la generația și la oamenii care, unii dintre ei sau poate majoritatea, fuseseră, participaseră la procesul și la crucificarea cui? A lui Iisus. De aceea vă rog, când citiți acolo, au rămas străpunși în inimă, nu se referă la ceva așa emoțional, general. Ăștia chiar au conștientizat că au ucis pe cine? Pe Fiul lui Dumnezeu, pe cel fără de moarte. Pe cel care a treia zi a înviat, cum predică Petru și apostolii după aceea, iar învierea devine, nu-i așa, subiectul principal al predicii apostolice. Ei au rămas străpunși în inimă și au zis, fraților, ce să facem? Că noi pe Iisus nu-L mai putem aduce cum? Unde să-L aducem? Înapoi. Să știți că agonia din versetul 37 este profund cristologică. Agonia aceasta ține de faptul, l-am ucis, este ceva irreversibil, nu mai putem să refacem istoria, că dacă am luat-o de la capăt, ne-am comportat într-un mod de care? Diferit. Ce să facem, fraților, acum? Ce să facem? Fapta e consumată, n-am avut minte, cum Domnul i-a zis de pe cruce, rugându-se, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Eram pe vremea că nu știam ce facem. Dar acum ne-am dat seama, acum, fraților, ce să facem? Și auziți chemarea, versetul 38, care nu mă îndoiesc că-l cunoașteți. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul care? Sfântului Duh. Dar până să primiți darul, ce să faceți voi? Ce să facem noi? Pocăiți-vă. Știu că nu vă spun un adevăr prea profund, dar poate pe cineva ajută. Cineva care e aici sau poate ne urmărește de pe undeva. Și noi nu-i vedem. Dacă ai un moment în care ești străpuns în inimă și conștientizezi răul făcut, abaterea în care ai căzut, murdăria în care trăiești sau ai trăit, dacă ai un moment de conștientizare, pentru că pocăința începe cu un moment de luciditate, să te întâlnești cu tine însuți. Noi uneori spunem prea mesianic să te întâlnești cu Dumnezeu. E un pic de drum până să te întâlnești cu Dumnezeu. Trebuie să te întâlnești întâi cu cine? Cu tine. Păcătosul nu fuge de Dumnezeu. Fuge de cine? De El. Într-o rugăciune citeam, Doamne, Tu ești în inima mea, dar eu am pierdut drumul spre inima mea. Ai auzit? Eu nu mai știu drumul într-acolo. Nu mai știu să mă întorc la mine. Nu mai am puterea să mă uit față în față cu mizeria mea, să stau în oglindă, în fața oglinzii. Nu mai pot să stau. Știți că se spune că în anumite situații și mai ales după o anumită vârstă, evităm să ne mai uităm în oglindă. Statisticile arată asta. Toți vom ajunge acolo. Oglinda o pot și lua și duce din casă, că nu mai devine interesant. Oricum ne-am uitat în exces înainte, așa că se face media, e ok. Nu mai poți să dai timpul înapoi. Dumnezeu nu-ți dă voie să te întorci înapoi, să-ți dea anii aceia pe care i-ai ratat, i-ai pierdut. Nu mai poți să recuperezi la modul istoric lucrurile și atunci singura cale de a te întoarce totuși, de a recupera, de a răscumpăra mai degrabă este prin, mai spuneți cuvântul încă o dată, pocăință. Planul lui Dumnezeu pentru mântuirea oricărui păcătos, a oricăruia dintre noi, n-a fost acela să ne lase să ne întoarcem ca să facem lucrurile bine. Ce am făcut rău a rămas făcut cum? Rău. Ci planul este ca de azi înainte, cealaltă vreme a vieții noastre, cum spun vechile rugăciuni, să facem de acum ce? Bine. Să îndreptăm răul făcut. Să ne schimbăm mintea. Să ne întoarcem. Să trăim la un alt nivel, cu altă înțelegere, cu altă curăție, cu alte valori, cu alte priorități. Și să punem pe primul loc împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui.
și să trăim veșnicia încă de aici și să ne bucurăm de prezența tot mai amplă a Duhului Sfânt în viața noastră și să zicem tot mai mult în rugăciunile noastre, în gândurile noastre, vino Duhule Sfinte și umple inima noastră. Trebuie să mergi până la capăt, dragul meu, și să auzi nu numai sunetul, nu numai mărturisirea prin cuvintele acelea miraculoase, nu numai explicația dată prin predică sau prin interpretarea creștinismului și a doctrinei creștine, ci trebuie să mergi până la capăt. Ziua cinzecimii este a merge până la capăt la chemarea, la marea chemare de pocăință și odată pocăindu-te, smerindu-te, întorcându-te la Dumnezeu, să aștepți cu inima deschisă și smerită ca Domnul să-ți dea darul Sfântului Duh și să ni-l dea Domnul tuturor. Pentru aceasta vă invit să vă ridicați. Și vă invit să intrăm în rugăciune. O rugăciune de invocare a Duhului peste noi. O rugăciune ca un răspuns la chemarea pe care și nouă ne-o face Domnul astăzi, la pocăință și la primirea Duhului.